Vom continua acum discuțiile alături de un alt parlamentar, domnul Claudiu Năsui, deputat USR, membru în Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci din Camera Deputaților. Bine ați revenit la Forumul Pieței de Capital. Să rămână, mulțumesc pentru invitație. V-aș ruga și pe dumneavoastră să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră contribuția Parlamentului la sprijinirea și dezvoltarea pieței de capital. Bun, acum dacă m-ați invitat, sunt un reprezentant al opoziției, deci nu o să vă pot spune ce vom face, pentru că nu avem rolul acesta, vă pot spune ce am face sau ce considerăm că ar trebui să facem și lucrurile pe care le-am împins. Sunt destul de sceptic despre viitor. Suntem într-un climat în care iarăși prețul petrolului devine volatil. E foarte posibil ca lucrul acesta să ducă la noi creșteri de dobânzi și în SUA și în Europa, iar lucrul acesta va avea un impact mult mai mare în România decât orice face și Guvernul și Parlamentul, pentru că suntem strânși legați de aceste economii și este firesc și este normal. Tot ce putem face este să ne concentrăm ca măcar noi să ne facem lucrurile bine. E o lecție aproape stoică. Concentrezi pe ce poți tu schimba, nu pe ce nu poți schimba. Pe ce nu poți schimba, accepti. Dar ce poți schimba, încerci să acționezi acolo. Ce puteam noi schimba era o viitoare lovitură care, în opinia noastră, va fi dată economiei românești și lucrul acesta se va vedea și în piața de capital, pentru că piața de capital, într-o mare măsură, este o reflecție a economiei. În măsura în care companiile listate au treabă cu România și au treabă cu economia României, atunci o să se vadă și în evaluarea lor bursieră orice se întâmplă în economie. Sunt și companii, nu știu cum ar fi, așa, Cuprumin. Da? Dacă minezi cupru și pur și simplu îl exporți, da, poate să fie prăpăd în economie, tu poți să mergi bine, că vei exporta, vei fi oricum independent de ce se întâmplă prin România, în măsura în care clienții tăi nu sunt din România, în cazul acesta nu prea sunt. Dar dacă ești legat de economie, se va vedea în cursul acțiunii. Și mă refer la pachetul fiscal mult așteptat acum, de care ați întrebat și dumneavoastră, și care va fi probabil o surpriză foarte neplăcută. Și o surpriză neplăcută pentru că avem această problemă a deficitului bugetar, care e reală, nimeni nu o neagă, dimpotrivă, am pus reflectorul pe ea de multă vreme. Întrebarea e de unde a venit această problemă și cum se rezolvă. Și de unde a venit nu este dintr-o creștere nouă a evaziunii sau dintr-o scădere de taxe care ar fi avut loc și deodată a apărut deficitul, ci dintr-o explozie a cheltuielilor. Pe partea aceasta a cheltuielilor chiar vedem din ultimii ani o mare, mare creștere. Și aici este toată problema și de aceea și soluția trebuie să vină pe partea cheltuielilor și așteptăm nu pe partea... Așteptăm și planul de măsuri de reducere a cheltuielilor, că s-a spus că vor fi combinate. Doamne ajută să se întâmple! Pentru că, din ce văd până acum, au mai fost momente în care s-au anunțat reducerea ale cheltuielilor cu sintagme precum strângem cureaua și așa mai departe, care până la urmă, dacă ne uităm pe cifrele de execuție bugetară, nu s-au materializat. Au fost mai degrabă declarative. Și vorbeam și mai devreme, momentul în care un politician, fie el și din opoziție, vă zice vreau să ajutăm mediul de afaceri, dar nu vă zice cum, e doar un deziderat. Important este și acel cum. Dacă vrea să ajute, de exemplu, prin a lua mai mulți bani cu o mână și a-i da înapoi cu alta, parțial e una, dacă vrea să-i ajute prin a lăsa mai mulți bani în piață și prin căile acestea mai degrabă liberale, atunci este alta. Și ce constatăm acum este, ce puțin din punctul nostru de vedere, un regres a liberalismului și o creștere a socialismului, practic, a resurselor care sunt luate și centralizate în mâini politice și redistribuite de acolo. Inclusiv marele succes acesta de care se vorbește al listării hidroelectrice, de fapt a fost doar o schimbare de acționariat acolo, a părții private. Deci partea privată n-a mai fost fondul proprietatea, au fost alții care au venit, fonduri de pensii, investitori, individuali și așa mai departe. Statul român n-a beneficiat decât indirect prin faptul că este el însuși un acționar la fondul proprietatea și a beneficiat de acolo, dar n-a vândut absolut nicio acțiune. Și panaceul, motivul pentru care o economie care este bazată mai degrabă pe piețe de capital, pe bursă, are mai mult succes decât economii care sunt planificate central și care sunt centrate mai mult pe politicieni sau pe stat și pe un organ planificator, este tocmai acest regim al proprietății. Faptul că o să avem guvernanță corporativă mai bună în hidroelectrica nu e o garanție a succesului. 80% din hidroelectrica va fi de stat, conducerea hidroelectrica va fi decisă în continuare de un minister al energiei sau al economiei sau SGG sau cine va fi deținătorul acelor acțiuni.
și în final deciziile vor fi eminamente tot politice. Imaginați-vă că în anii 90 nu am fi privatizat în economie, am fi zis nu, statul rămâne 51% acționar peste tot, restul 49% listăm la bursă, facem guvernanță corporativă. Nu am fi avut Dacia, nu am fi avut Aerostar Bacău, nu am fi avut o grămadă din marile companii de deman și alte cu care ne mândrim și care ne place cum s-au dezvoltat. Important e acel regim al proprietății. Cât am fost ministru al economiei, de exemplu, am împins pentru listarea Salrom, o companie foarte listabilă a statului român și care ar putea să ducă, cu siguranță, în reevaluarea hidroelectrică. E vorba tot ca fondul proprietatea să-și vândă participația acolo. Da, da, da. Atenție, mergem pe ce putem face. Adică, evident, de fiecare dată faci maximul posibil în direcția bună. Dar măcar să merge acolo, că această listare, de exemplu, acum a fost blocată. Eu sper ca după succesul hidroelectricii, care, într-adevăr, cum spunea și colegul meu, domnul Tuță, e datorată și contextului în care, din cauza războiului, s-au împuținat resursele energetice și deodată valorificarea sau evaluarea activelor care produc energia a crescut și este bine. Ar fi fost bine ca și statul român poate să profite de oportunitate să vândă și el mai scump, să vândă și el mai bine în acest moment. Dar asta e iarăși discuția aceasta despre viitor. Pe viitor, practic, dacă pe lângă contextul internațional ne mai facem și noi în România rău prin a sabota, practic, economia prin niște creșteri de taxe care, pe lângă faptul că nu sunt anunțate relativ intempestiv, adică chiar dacă ele vor avea loc de la 1 ianuarie, totuși suntem în septembrie și nimeni nu știe exact ce se va întâmpla și când zic nimeni nu știe, nici măcar cei din arcul guvernamental cu care am vorbit și care sunt onești, mă refer la interlocutorii onești, chiar nu știu nici ei ce se va decide. Genul acesta de impredictibilitate e toxică, e absolut nocivă. Ca să din păcate, pe Bursa de Valori București am văzut niște reacții după ce au apărut pe surse anumite părți din măsurile fiscale. Da, asta este volatilitatea care este normală în contextul în care nu se știe. Dar atenție, în momentul în care se va ști dacă vestea este bună, va crește cursul înapoi, dacă vestea este proastă, va scădea mai mult. Practic, bursa ce face este că integrează informații. Deci, practic, în funcție de probabilitatea pe care o asimilează oamenii investitorii că se va întâmpla un eveniment, ea este inclus în preț. Și, evident, creează volatilitate, adică inclusiv o informație care nu se va materializa, tot a creat volatilitate acum și există și jocuri care se pot face și niște averi care se pot face pe acest joc al volatilității în care se lansează o informație care se materializează sau nu s-au mai întâmplat în trecut. Putem să presupunem că nu ați fi în opoziție, așa dumneavoastră, ca specialist, ce măsuri ați propune? 3 măsuri în momentul de față pentru dezvoltarea pieței de capital. Cel mai important ar fi de finalizat acele de listat inclusiv pachetele statului, inclusiv acțiunile statului din companiile de stat. Terminat ce s-a început în 89, practic. Da? Ar fi un lucru excelent și pentru economie, și pentru piața de capital, și pentru statul român. Nu e absolut niciun motiv pentru care nu s-ar face lucrul acesta. Pasul 2, trebuie făcut ceva pe partea aceasta fiscală. Noi am fost critici ai reducerii acestea fiscale care a existat pentru piața de capital. Nu că am avea o problemă cu reducerea de taxe, este foarte bună reducerea de taxe, dar avem un sistem unic în lume de taxare a câștigurilor în bursă. Am fi preferat un sistem cum este cel american, de 401k. Tot ce bagi într-un cont, tot ce scoți peste ce ai pus, tot ce ai investit, atunci se taxează, la final, când îi scoți. Și atunci am fi avut și mecanismul de reținere la sursă, nebirocratic și foarte bun și pe care îl susținem, și un mod în care să nu se impoziteze inclusiv pierderile, pentru că tu pe un portofoliu poți să faci pierderi și totuși să datorezi bani la stat, ceea ce este o aberație. Deci am avea lucrurile acestea și cel mai important lucru de făcut în momentul acesta care ar ajuta în întregime economia și indirect toată piața de capital este o reducere drastică a cheltuielor statului. Suntem în situația în care suntem acum din cauza acestei creșteri de cheltuieli. Am analizat și am pus reflectorul pe foarte multe cheltuieli care ar trebui tăiate, ar putea fi tăiate, n-ar fi trebuit să crească, n-ar fi trebuit să apară. Din păcate ele n-au făcut decât să se tot multiplice, adică n-a fost nici măcar o decelerare a creșterii acestea. Dacă ne uităm pe cifrele de execuție, vedem că ele au continuat peste tot și asta este un lucru care iarăși va fi plătit din banii contribuabililor, din banii firmelor și va face rău pieței de capital. Acum, vom aștepta și noi să vedem că până la urmă asta este doar o imagine, având în vedere că nu știm exact care va fi pachetul fiscal care va fi aprobat, vom vedea cum arată și în funcție de asta, evident, vom da și o opinie și va reacționa și piața de capital în consecință. Speranța mea e să nu prea fie creștere de taxe, să fie cât mai puține și guvernul se axeze mai degrabă
pe partea de tăieri de cheltuieli și o spun cu toată responsabilitatea, chiar dacă suntem în opoziție, lucrul acesta îl vom susține. Deci un guvern, un arc guvernamental care vrea să reducă cheltuielile va fi susținut și de noi. Și suntem liderii opoziției în actualul Parlament. Pachetul de creștere de taxe nu va fi susținut și asta cred că este mesajul cel mai important politic pe care putem să-l dăm. Mulțumesc!